Doamnelor, domnilor, stimați prieteni, vă salutăm cu drag în cadrul emisiunii noastre și în această ocazie venim să deschidem din nou paginile sfinte și în special la Evanghelia după Matei ca să vedem, să descoperim, să redescoperim principiile împărăției lui Dumnezeu și principiile unei vieți fericite aici pe pământ, rostite, enunțate de Isus în predica de pe munte. Rămânem la capitolul 6, așa cum discutam data trecută, împreună cu pastorul și comentatorul Ilie Vâlcu, care a revenit în studioul Speranței. Ilie, te salut! Mulțumesc mult! Discutam, am discutat despre adevăratele comori data trecută, dar subiectul continuă și Isus ne îndeamnă, la fel în acest context al adevăratelor comori, să nu ne îngrijorăm, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca și ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? După care, Isus ne îndeamnă să ne uităm la păsările cerului și la uh, florile de pe câmp, la iarba de pe câmp, care uh, nu se îngrijorează ca omul, ci Dumnezeu poartă de grijă. Iliia, cum să nu ne îngrijorăm în ziua de astăzi? Cum spunea cineva din apropiați din anturajul meu, o persoană dragă mie, spune, bine, dacă eu nu mă îngrijorez, nu mă gândesc ce să fac, cum să dreg, unde să mă duc, de unde să apuc, nu ți mai pune Dumnezeu în asta. Cum să nu ne îngrijorăm? Ce să facem? Mi se pare că grija pentru mâncare și băutură ar fi trebuit să fie ultima grijă în viață. Dacă ar fi să o iau din punct de vedere al construcției noastre ca și oameni, eu n-am avut nicio grijă când el mi-a dat vedere, când mi-a dat auzul, când mi-a dat darul să vorbesc. Eu n-am purtat de grijă, nu am muncit eu pentru asta, nu am căutat să cumpăr cumva aceste daruri pe care le-am. Și până la urmă, ecuația este simplă. Dacă Dumnezeu, Creatorul, a avut grijă, să ne dea un stomac care să ceară de mâncare, înseamnă că el va purta de grijă ca să de pună ceva acolo, da, să. El va purta de grijă. Dar acum, un pic mai târziu, vom vorbi să nu cumva să lăsăm totul în seama lui Dumnezeu și el ne dă, dar înghițitura trebuie să fie a noastră, da, noi trebuie să rumegăm. Dacă el s-a îngrijit atât de frumos și ne-a creat cu nevoi, înseamnă că el creează și rezolvarea nevoilor noastre. Uite, când copiii se nasc, ei caută mâncare și gândiți-vă că dacă Dumnezeu ar fi făcut copiii să se nască și nu le-ar fi făcut pieptul dacă ca să se hrănească de acolo și să primească și mângâiere totodată și totul necesar pentru viață. Ce fel de Dumnezeu ar fi acesta care creează ființele cu anumite nevoi și le lasă să caște de foame și de soare și de alte necazuri și el să nu le împlinească nevoi? Ce fel de Dumnezeu este acesta? Faptul că toate sunt într-o într-o coexistență, atât nevoia cât și satisfacerea nevoii, toate acestea ne vorbesc că există un Creator, o ființă supranaturală, noi Îl cunoaștem din Sfânta Scriptură că este Dumnezeul cerului și al pământului, El care le-a făcut pe toate, ne-a creat pe noi cu aceste nevoi și în același timp zice Nu vă îngrijorați pentru că Eu v-am dat nevoia, tot Eu vă împlinesc. Adică, dacă tu te îngrijorezi, cu ce schimb? Sigur că Dumnezeu ne învață să fim harnici, să fim gânditori, să fim să plănuim, să avem planuri de viitor, planuri frumoase, dar faptul că avea numai griji cu aceasta nu, nu schimbă cu nimic starea de bine. Da, să nu ne îngrijorăm că oricum iarba va înverzi, copacii vor înflori, vor da roade. greul se va face pentru că Dumnezeu și totuși se întâmplă în, în viața aceasta sau în istoria lumii noastre, timpuri când Dumnezeu închide anumite uși. Uh -huh. Știu o istorie când într-o anumită țară a fost o invazie de lăcuste și le-a mâncat tot grâul, le-a curățit toată bogăția pâinii pe care ei o aveau. Și în momentul acela ei s-au hotărât ca să samene arahide. Atât de bine ele s-au lipit de locul acela, de pământurile acelea, încât în primul an de cultivare a arahidelor, a împlinit cei doi ani de lipsă pe care avem, pentru că pe piață tocmai se cerea produsul acesta. Mm -hmm. Și atunci locuitorii zice, trebuie să facem un monument lăcustei care ne-a mâncat grânile <laughs> pentru că ne am învățat ca să cultivăm altceva care este mult mai mănos și noi am ieșit din sărăcie. Chiar dacă se întâmplă o foamete, dar să fie foamete naturală, nu una artificială, că majoritatea foametelor care au fost pe pământ, chiar generația părinților mei, nu a fost o foame naturală, ci a fost una artificială, adică omul și-a făcut-o cu mâna lui. Chiar dacă vine o astfel de criză, de pâine, de alimente sau de de strictul necesar care are nevoie omul, nu e posibil ca Dumnezeu să nu deschidă altă ușă. Bun, se închide ușa pâinii, dar se deschide ușa la mămăligă. Da? Și oricum, ceva este. Nu ne va lăsa să perim de foame. Poate chiar câteodată Dumnezeu să îngăduie lipsurile acestea, să vadă. Voi avea eu încredere, nu ca să vadă Dumnezeu, ci să mă cunosc eu pe mine. Voi avea eu încredere în El sau voi cârti. Iar deseori, când omul este la limită și când este gata să renunțe, tocmai atunci Dumnezeu își descopere voia sa. Și în capitolul 4 aici, la Matei, mai înainte am discutat emisiunea uh, lui Isus cu privire la pâine, poruncește ca să mănânci. Și el a zis frumoasele cuvinte care stau scrise în Vechiul Testament. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Adică omul trăiește prin credință în Dumnezeu. Poate dacă cineva are îndoiel și ar zice ce emisiune de doi bani faceți voi acolo, tot, o dați pe Dumnezeu. Să-l pună pe Dumnezeu la încercare și va vedea că Dumnezeu are capacitatea să scoată pâine de acolo de unde alții scot piatră. Asta este uh, capacitatea lui Dumnezeu, doar să avem încredere. Da. Și uh, urmează ca să nu aducem noi o convingere, uh, nu știu cum, convingătoare dintr-un laborator cu date, cu statistică, cu știință. Nu. Credința nu operează cu datele acestea de statistică sau întâmplări. Credința este ceva supranatural, iar supranaturalul se întâmplă doar când vrea Dumnezeu. Nu este după anumită lege sau după un anumit ciclu să se întâmple. Credința are alte legi. Da, uite, este uimitor ceea ce spune Isus aici. Să nu ne îngrijorăm de pentru ce vom mânca și ce vom bea. A... Paradoxal, noi oamenii ne îngrijorăm și ne da, temem că, că, da, că nu vom avea ce mânca, ce bea. Ne îngrijorăm cu ce să ne îmbrăcăm, ce haine să ne mai cumpărăm, ce rețete noi să mai inventăm. Dar El spune, Iisus, lucru foarte important. Ceea ce trebuie să aibă parte de cea mai mare atenție pentru om este viața însăși. Omul trebuie să se îngrije, îngrijoreze mai mult pentru viață decât... Aici, în textul 32, Iisus zice, toate aceste lucruri neamurile le caută. Cine sunt neamurile? Adică mm. cei care trăiesc fără credință în Dumnezeu. Cei care au la scop doar sau își răspund la întrebarea cine suntem ca să mâncăm, din cauza aceasta am venit pe pământ să ne mulțim și să transmitem următoare generații capacitatea de a vâna sau de a prinde muște și de a trăi cumva <laughs> cu ele. Și el zice... Toate aceste le caută ființele care nu au descoperit ceva mai înalt de fapt, la urma urmei, am putea să spunem că mâncarea, băutura și nevoile principale le caută chiar și însăși necuvântătoarele, adică ființele care nu cuvântă. Toată ziua sunt în căutarea hranei, uh -huh. dar noi suntem oameni cu inteligență și suntem de alt rang, de altă calitate, atunci n-ar trebui ca preocupările noastre să fie doar hrană. Pentru că dacă să stai și să te gândești cât timp îți e pentru ca să-ți câștigi pâinea, nu pizza, nu cașcavalul, da? nu produsele scumpe, ci însă și existența, o mâncare simplă care să fie sănătoasă și care să-ți prelungească. Nu-ți ia mult timp. Cel mai mult timp noi cheltuim făcând bani sau dobândind resurse care nu hrănesc ci din contra mai mult rău ni fac. Și deseori, spune un autor, că noi ne săpăm mormântul nostru cu dinții. Adică umblăm, nu după pâine și apă, care sunt esențiale de viață, ci noi umblăm după alte alimente care satisfac gustul, nu nevoia corpului. Bun, dacă am mâncat ceva, un produs care este foarte procesat, el a produs plăcere gustului, sau deci mintea care primește o anumită informație și care s-a deprins cu un anumit gust, dar ea nu aduce satisfacție celulilor ca ele să fie hrănite, să fie hidratate celulele. Și aici e problema, că noi lucrăm pentru ceea ce stimulează mintea și căutăm mâncarea care place... Și noi zicem că place limbii Nu place limbii nimic Ci place creierului care s-a da, deprins Să selecteze anumite produse de altele Și aici e problema Spune că lucrurile acestea neamurile le fac Adică oamenii care altă bucurie în viață Nu au decât să mănânce și să bea Dar noi avem alte bucurii Mai mult decât băutura și mâncarea Este relațiile unii cu alții Este relația cu Dumnezeu Este gândirea la viață veșnică Este ceva mai înalt Decât căutarea pânii și apei da, uite, ascultându-te, am dedus un lucru, că dacă omul își trăiește viața căutând ce să mănânce, cu ce să se îmbrace, nu se deosebește cu nimic de animale. Absolut. <laughs> nimic. Pentru că același lucru îl fac animale. Și Isus spune, în primul și în primul rând, trebuie să te îngrijorezi pentru viață și tot ce ține de viață, adică dezvoltarea ta personală, educația, cunoașterea scopului vieții, cunoașterea, nu știu, să ai niște obiective în viață, niște a principii, să înveți o limbă străină, să mai faci o facultate, să te duci într-o excursie, să cunoști lumea mai frumos, să, să faci binefacere. Iată, iată, asta e viața, da? Dar când toată viața te gândești în fiecare zi muncești ca să mănânci mai bine, să te îmbraci mai bine, să faci casa mai confortabilă, o altă mașină, nu te deosebești cu nimic de animale. Corect. Și spune. Uh, comentatorii, comentariul biblic spune: Hrana, oricât de important este ea, nu este un scop în sine, cum ai spus și tu, ci mai degrabă un mijloc pentru scopul întreținerii vieții. Omul al cărui scop principal este de a-și procura hrana și îmbrăcăminte a pierdut în vedere cel mai important lucru, viața. Uh, și aici vreau să fac, că facem o mică abstracție. Ai auzit probabil de renumita piesă în care refrenul spune așa Don't worry, be happy Nu te îngrijora, ci fii fericit, fericit. Vreau să le povestesc ascultătorilor noștri cum a apărut acest single Bobby Farin a scris cântecul de la acesta când a ajuns repede și a, și a ajuns un, repede un hit fredonat de toți, uh, el a mărturisit că în cântecul său a vrut să cuprindă, iată, acest fapt cunoscut de toți. Îngrijorarea este contraproductivă. Îngrijorarea te face să-ți pierzi energia și entuziasmul. Cântărețul spune, de aceea când ajungi în astfel de momente, trebuie să schimbi gândirea pentru ceva pozitiv. Să afișezi o față zâmbitoare și să-ți pui, las-o mai încet! Viața e frumoasă, nu te îngrijora când ești copleșit de asta. Bobi a spus că a avut un moment în viață în care a dorit să devină preot episcopalian, iar în acest cântec a încercat să-și exprime propriile trăiri. Și atât ce spune el. Atunci când am compus acest cântec, mă confruntam cu o perioadă de stres și foarte mari frământări. Erau anumite lucruri în viața mea de care nu îmi puteam bucura. De aceea, acest cântec a avut același mesaj pentru mine ca și pentru toți cei ce l-au ascultat. Adică eu mă îngrijoram și am zis, băi, asta e contraproductiv, asta îmi dăunează mie, asta mă face să fiu stresat, anxios, să nu pot dormi noaptea. Și am zis, asta nu-i bine. Și -a, astfel s-a născut, iată, a fost inspirat și s-a născut acest cântec. Dar, evident, că înainte ca, știi, Bobby să compună cântecul cu Isus, deja a spus-o, nu vă îngrijorați. Ca asta e contraproductiv, asta e dăunător pentru sănătate. Uh. Și iată așa. În timp ce Isus vine pe acest pământ și străge în jurul lui oameni care îl ascultă cu mare drag, el vrea să-i ridice la un alt nivel uh -huh. al capacității umane, că noi nu am fost făcuți doar pentru mâncare și băutură, ci avem un alt scop mai înalt. Iar predica de pe munte, el. Transmite mesajul acesta al lumii întregi. Voi trebuie să vă asemănați în caracter cu Dumnezeul vostru pentru că sunteți oglindirea Lui, în timp ce toată lumea este în distracție, voi trebuie să plângeți. Adică se pare că totul este invers în prezentarea lui Isus a temei Noii împărății. De fapt, predica de pe munte este declarația de existența noii împărății așa cum se face declarația de, de independență a unei țări, la fel sus face declarație, numai că oamenii n-au înțeles și zice aceia sunt alții, sunt neamurile care se îngrijorează pentru mâncare, pentru băutură voi să nu vă îngrijorați pentru că, și spunea, nu poți să, să trăiești așa fără grijă, dar dă și explicația pentru că tatăl vostru cel ceresc știe de ce aveți trebuință Adică, descoperiți-l pe Dumnezeu ca Tată. Uite, tu ai copii și eu am copii. Știm noi ce mănâncă copiii noștri? Sigur că știu. Eu știu dinainte ce face acum, unde este. Și dacă cumva simt că el nu are bani că nu are existență, stau eu indiferent așa și zic că lasă să suferi de foame, că ce să-i fac? Nu e un tată bun acesta care știe nevoia copilului și nu îi împlinește. Înainte ca el să simtă nevoie, deja el... îi... Deseori copiii se plâng. Mam, dar tot mă întreb atât. Ai mâncat azi ceva? Ești sătul? Este bine unde ești? Mai ales studențe. Dar, totdeauna... dar din contră trebuie să privești ca o plăcere faptul că se interesează mama de tine, înseamnă că el îți poartă de grijă. Deci, tata poartă de grijă în cazul acesta, nu copilul. Iar când copilul este mic și nici nu știe ce este grija, înainte ca el să înțeleagă grija, el își dă seama că cineva i-a purtat lui de grijă. Și aici spunea lui, aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre și el însuși se va îngriji de voi. Aici este tocmai testul cel mai, examenul cel mai greu. Încrederea în Dumnezeu. Încredere în Dumnezeu. Da, și foarte frumos. Isus spune, face aceste comparații când zice că uitați vă la păsările cerului, ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grinare, grânare și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi uitați-vă cei care se îngrijorează de îmbrăcăminte. Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes, totuși vă spun că nici chiar Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul din ele. Corect. Ce comparații profunde. Și totuși nu ne lasă Isus într-o într stare de aceasta, nu vă îngrijoați, trăiți da. ca moliile dar da fără, fără nimic. Ci din contră el zice căutați nu pâinea, căutați nu apă trecătoare, ci căutați împărăția lui Dumnezeu, adică Îngrijorați-vă pentru viitorul vostru de lungă durată. Deseori noi, ca oameni, știm să facem planuri de scurtă durată. Ce facem azi mâine? iar oamenii care sunt cu mințile mai largi, ei fac planuri pentru ani înainte, nu pentru ceasuri sau pentru minute înainte deci oamenii care privesc mai departe fac planuri mai lungi. Deci care este planul mai lung? Păi îi smâncăm azi și mâine apoi mâine nu știm -apoi, mâni, dar peste 100 de ani, dar peste 1000 de ani ce va fi cu tine? E, nu port eu de grijă, eu acum să am important. Iisus zice căutați mai întâi împărăția cerurilor și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra Adică să-l căutăm pe Dumnezeu mai întâi, iar odată ce-l găsim pe el, odată cu el vine și pâinea, vine și apa, vine și îmbrăcămintea. Da, pentru că știi, un om care are încredere în Dumnezeu, un om care are niște principii sănătoase de viață, un om pentru care munca este o valoare, familia este o valoare, relațiile sunt o valoare. Acest om este înțelept, acest om știe să iubească și acest om cu siguranță va avea succes în viață. Și de la sine la dânsul vor veni bine binecuvântările, pentru că el trăiește după niște principii sănătoase. El investește în ceea ce, știi, îți aduce, îți garantează ziua de mâine și nu doar ziua de mâine, cum ai spus tu, și o sută de ani înainte. Da. De aceea, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Uh, și încheiem aici cu textul 34 Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine Căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăci Ajunge necazul zilei necazul, zilei necazul ei <laughs> Pentru că când spun comentariile biblice uh, Ce înseamnă ajunge zilei necazul ei Pentru ce să ne îngrijorăm de ziua de mâine? Întreabă Hristos Ziua de mâine se va îngriji de ea însăși fiecare zi aduce propria ei măsură de muncă și griji și înțelept este omul care se deprinde să nu încerce să poarte astăzi poverile de mâine. Să fac făcut o statistică cu privire la gândurile oamenilor, cu privire la îngrijorare. Și s-a demonstrat că 90% dintre toate grijile pe care le poartă omul nu se împlinesc niciodată. Adică uh -huh. nu va avea nevoie niciodată de uh -huh. ele, ci doar undeva 10%. Te îngrijorezi de multe lucruri, dar care nu se vor întâmpla niciodată. N-are rost. Adică da. este consumul doar emoțional și altceva nimic. Și, într-adevăr, sunt lucruri care trebuie să porți de grijă. Dar cum să porți de grijă? Plănuiești și acționezi. Îl da, da. roș, Doamne, dă-mi înțelepciune să iau astăzi o decizie. Dar ce voi face la anul ca să pot să-i inventez pasul care îl fac? Pentru că multe dintre probleme se rezolvă de la sine. Fără ca eu să-mi să pun problema mâine voi putea respira. Nimeni nu-și pune întrebarea aceasta. La fel este și pâinea și apa. Mâine va fi pâine, va fi pentru că a fost ieri și totdeauna va fi. Iată, vreau să confirm ceea ce, ce a spus tu, că s-a făcut studii și eu chiar vreau să citesc din cartea lui Enrique Ceaj, Viața e frumoasă, el spune că așa, un bărbat, o persoană a făcut un studiu asupra îngrijorărilor care îi răpeau foarte mult timp. Și la acea vreme, după ce și-a pus notițele în ordine, a ajuns la următoarea concluzie. 40% din ce îl necăja nu s-a întâmplat niciodată, 30% erau griji de mică importanță, 12% erau îngrijorări inutile cu privire la sănătate, și doar restul 8% erau îngrijorări cu adevărat justificate. Doar 8%. Și iată că ai demonstrat statistic. Bun, să mergem mai departe. Trecem la un nou capitol, capitolul 7 în care, uh, care continuă iarăși afirmația lui Isus în predica de pe munte uh, și uh, în care sunt enunțate principiile împărăției lui Dumnezeu. Isus spune următorul principiu um, al împărăției. Nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu ce judecat judecați veți fi judecați. Și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă în la bârna din ochiul tău? Sau cum poți zice fratelui tău, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău și când colo tu ai o bârnă între al tău? Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Um... Parcă știu știut, Iisus, starea noastră de astăzi. de astăzi... Probabil că astfel este omul în toate, în toate timpurile, în toate generațiile. De ce? pentru că fiecare generație sau fiecare societate născocește anumite pretenții sau anumite standarde, adică noi născocem cum trebuie să ne purtăm și apoi îi criticăm sau îi judicăm pe cei care nu se conformează standardelor noastre. Dar cine a zis că trebuie așa să poartă? Da, Cine a zis că trebuie să pășească așa, ca să poarte un anumit stil de haină? De unde ai luat-o? Ah, păi nu-i ca noi, tu ai văzut cum se poartă, parcă e o matahală. De ce? Omul a ieșit din standardele pe care le-ai pus tu. De ce trebuie tu să fie în același standard ca tine? Și uite, un autor zice foarte clar că noi am născocit sistemul acesta omenesc și apoi îi judecăm pe oameni din motive de de egoism și iscoditori josnici. E ca asta, e. Ca să nu-i dai pace omului să trăiască așa cum vrei el. Și trebuie cumva să-i pe om sub un anumit tipar. Că dacă nu este așa, ai văzut ce ai făcut, ai ce-a greșit, tare mult a greșit, ce-a greșit. Păi uite, și-a luat, nu știu ce, și-a dat gardul cu albastru, da, culoarea, sau și-a dat gal, gardul galben, știți de acum, cu culorile acestea politice, s-o băga și în garduri, și în acoperișuri. <laughs> Zicea cineva care vindea acoperișuri, zice, bă, de când a venit un partid așa, mai merge culoarea aceasta în vânzare? <laughs> adică pune numai acoperișuri de o culoare sau de alta. De, de ce trebuie ca să ne conformăm? un standard care cineva l-a născocit. Și aici e problema că îi judecăm pe oameni pentru că nu este de calibru nostru. <laughs> da, cum era renumită replica unui funcționar public în mai mulți ani în urmă, cu înverzitul țării, da, toată țara e verde. <laughs> da. Păi, ar trebui țara înverzită cu copaci, cu arbuști, cu flori, nu cu bănere. <laughs> Și, uite, Iisus ne îndeamnă să nu judecăm. De ce să nu judecăm oamenii? care e pericol? Uh, în timpul lui Iisus erau uh, oameni împărțiți în categorii partide, uh -huh. de la partide politice cât și partide religioase. Uh, e foarte asemănătoare societatea noastră moldovenească cu societatea iudaică din primul secol. Probabil că călcăm pe aceeași urme. Erau oameni care țineau la, la romani și ziceau, bă, romanii să facă reguli. Ei sunt puternici, au armată, ei vor să rezolve. Și alții erau împotrivă și ziceau nu, noi trebuie să avem independență, noi suntem țară mică, dar noi, noi ținem cu noi, da? No noi a noștri. <laughs> și uite, era totdeauna conflict între acestea două părți. Măcar că erau multe partide, până la urmă se rezuma între două, care erau pro- pro-naționaliști și care erau Pro-romani. Da, da. Era un partid și anume Zeloții, care ei... Deci face mai mult parte din partid politic. Care ei nu acceptau nicio schimbare, ei săreau la luptă cu arme, cu ce aveau ei ca să alunge romanii și tot ce era străin. Deci erau împotriva străinilor. Erau alt partid, Irodienii, care susțineau politica lui Irod și politica romii și erau pentru. Mm. Și acum între ei se judecau. Apoi, cel mai rău este că a început partea religioasă să se amestece în politică. Și aici apar saducheii, apar fariseii, saducheii aveau simpatii față de elinism și cultura elinistă. Prin urmare, nu se împotriveau atât de mult romii, pe când fariseii, dar nu acceptau cultura ilinistă și tot ceea ce era de stil grecesc și doreau o viață mai evlavioasă, mai sfântă, mai apropiată. Și între aceste două categorii de oameni, care erau împărțite în multe partide, totdeauna erau conflicte și se judeca unii pe alții. Ca și cum ne uităm la fotbal și toți cu steaua, eu țin cu, nu știu, cu Dinamo, cu Luna, nu știu cu cine țin eu, da? Și noi între doi începem să ne judecăm și să ne urâm din motivul Că cineva joacă fotbal acolo care nu are nicio tangență și care nu îmi dă nicio bucată de pâine și nu mă ajută da. cu nimic la casă, dar faptul că ei joacă fotbal sau e, orice alt fel de sport. Și prin urmare, noi începem să-i judecăm pe oameni după, după standardul pe care noi ne-l-am pus în capul nostru. Și acest judecată nu este numai de domeniu cotidian, ci de domeniu religios. Că nu a zis așa, că nu a făcut așa, că nu s-a închinat cum trebuie, da, dar din sufletul lui sincer. Tu nu poți să zici, a, trebuie să faci așa. Omul așa a înțeles. Și dau cazul Mariei, femeia care a fost iertată de Isus de o mulțime de păcate ea a venit și a spălat picioarele lui Isus cu lacrimile ei. Și toți au judecat-o și au judecat-o aspru. Și Isus zice, lăsați-o, nu-i faceți deranj, nu faceți supărare femeii, pentru că ea a făcut lucrul acesta din motivul dragostei față de mine. Uite, e rău să judeci pe oameni, pentru că nu știi motivațiile care stau în spate. De ce omul a luat această decizie? Citisem o istorie despre un bărbat care și-a dus copilul la spital pentru ca să fie operat. Și doctorul întârzia ca să vină și el s-a purtat foarte urât cu doctorul, l-a numit cuvinte urâte și a zis, copilul meu este bolnav, dar tu nici habar n-ai ca să te grăbești, tot te-au sunat. Și după ce medicul a terminat operația și zice, fiul tău va trăi. Într-un fel, el așa mai degajat pentru că, da, până nu strigi la voi, până nu, știți cum, nu faceți voi. Și zice, dar eu tocmai mă întorceam de la mormântarea fiului meu. Și atunci îl zice, vă rog să mă iertați pentru că eu n-am știut prin ce treceți dumneavoastră. Asta e problema judecății, că atunci când judeci pe cineva, tu nu-i porți hainele lui, tu nu-i porți papucii lui, tu nu porți poverile lui, tu nu știi ce este în sufletul lui, nu știi prin ce greutate trece. Sau mergi la biserică să te închin lui Dumnezeu și asta e îmbrăcat așa, acela îl vine cu ciorapi rupți, dar poate omul nu are cu ce să se încalțe sau poate atât de mult a fost absorbit de pregătirea sufletească ca să vină la biserică nici la a observat cu ce este îmbrăcat. Deseori mă pomeneam și eu că mergeam în oraș sau în magazin cu un călțăminte care umblam pe acasă. Și bă, am, am, și uitat, da? Pentru că omul este absolut... De ce să-l judeci? Uh, uite, foarte mulți cornaționali de-a când se întorc de peste cotare, zice, băi, ce-mi place acolo, cu poți să ieși în orice haine vrei, te duci la magazin, nimeni nu te judecă. Oamenii nu au interes să stea cu ochii pe tine și să spună cum ești îmbrăcat, cum te porți. Da. Ieșiam în haine de șantier, mergeam cumpăram pâine și, din contră, zice, oamenii aveau mai mare respect pentru noi, că ei umbla iurea pe la shopping, dar noi muncim Mâncim. și ridicăm țara aceasta. Aici e invers la noi. Te vede în haine. Dă-lă la o parte, că ăsta este muncitor, este ceva așa mai, mai de jos, dar tocmai mâinile lor murdare fac uh -huh. pâinea noastră gustoasă. Uite, asta e problema judecății: că noi nu știm motivele. Și Isus zice: Nu judecați, pentru că în moment ce voi judecați, cu același calibru cu care voi ați judecat, vă vi se întoarce înapoi judecata. Și aici putem să legăm cu rugăciunea domnească, Doamne iartă-ne pe noi exact la fel cum și noi ne iertăm pe greșiții mm. noștri. Adică Domnul zice dacă vei judeca pe cineva exact după același fel vei fi judecat tu. Și avem cazul lui David când a făcut un păcat mare, a luat soția unui om străin și pe el l-a omorât. Și acum Dumnezeu îl trimite pe prorocul Nathan ca să-l mustre și să-i spună cum de ai îndrăznit să faci astfel de lucru. Și acela îi spune o pildă îi vorbește în, 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 în termeni ca el să înțeleagă. Și până la urmă, David se judecă singur și zice: Apu omul acela e vinovat de moarte, să dea de patru ori mai mult. Și Nathan zice: Exact cum ai judecat tu, așa se va judeca împotriva ta. Omul acela ești chiar tu. Și aici e problema, că cum tu judeci, așa e judecat pe tine. Când îți dai acordul pentru înjosirea cuiva, să știi că toți se întorc la tine. Asta e legea naturii. Tu nu poți să înjosești pe cineva și până la urmă să rămâi, să rămâi tu în capul. Pentru că Isus zice: cine lovește cu sabie, de sabie, va muri. Da, ai, ai dreptate. Nu avem dreptul să judecăm și probabil tot cu tine discutam sau nu știu cu cine discutam despre răzbunare, că nu avem dreptul să ne răzbunăm pentru că răzbunarea este a lui Dumnezeu. Pentru că, într-adevăr, noi nu putem cunoaște tot prin ceea ce trece omul, ce simte omul, ce gândește omul, motivațiile, care, nu le da, motivațiile că. și care este contextul în care a acționat, da, care este istoricul lui, care este educația. De aceea, neavând la dispoziție imaginea de ansamblu, toată imaginea de ansamblu a lumii, toată, tot tabloul vieții omului, neavând toate elementele din pazul vieții omului, nu avem niciun drept să judecăm, că până la urmă judecata va fi subiectivă. Cum ai spus tu, vorbim, judecăm din, din postura noastră, subiectiv. Și aici Isus spune, de ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? mi-am amintit de principiul din psihologie, principiul proiecției sunt oamenii care judecă pe alții și arată cu degetul la păcatele lor sau la faptele lor pe când ei, tocmai ei sunt cei care au aceleași probleme dar pentru că ca să nu arate și să se arate, să se poziționeze într-o lumină pozitivă față de seminilor, lor, arată cu degetul la, la, la ceilalți de exemplu sunt ienoriași în biserică care permanent critică femeile, că a venit cu fusta scurtă, că a venit cu decolteu, că a venit, nu doar în biserică sau în societate, știu că ele sunt așa, ele sunt așa, dar când îl iei la mărunțiș, <laughs> vezi că el are probleme cu femeile, <laughs> că lui tocmai lucrul ăsta îi place. Și conștiința nu-i permite ca să trăiască într-un fel de străbălat și îl irită și îl deranjează. Da, exact. Asta e. Și uh. el are bârnă, știi? Da, motivație. El Ia, are ce, bârnă. Ce stă în spatele unei judecăți? Ce motive? e? Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh, un alt motiv pentru care stă în spatele să nu judeci, Iisus spune că noi nu cunoaștem detaliile ascunse. Uite, deseori judecățile care se fac în această lume, deci judecățile civile, dar și alte judecăți, ele nu sunt corecte și nu sunt juste din motiv că nu s-a cunoscut anumite detalii. Iar un anumit detaliu care se face cunoscut mai târziu schimbă întreg procesul judecății, pentru uite, un detaliu foarte mic, dar detalii care contează, pentru că nu s-a știut ce a stat în spate. Și în 1 Corinteni capitolul 4 textul 5, textul zice de aceea să nu judecați înainte de vreme, adică mm. înainte de timp, până va veni Domnul care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Uite, foarte multe filme sunt bazate pe scenarii acestea: că este ceva ascuns, și se pare că balanța înclină nefavorabil în privința unei persoane, și când tocmai se descoperă, de fapt, un detaliu mic deja s-a schimbat, s-a schimbat balanța invers. Anumite detalii care ele, uite, n-am știut de asta, mă, să mă, mă scuzi că eu n-am știut știam te te-am judecat strâm. Te dar de ce te-ai grăbit să spui anumite cuvinte, să judeci? Și poate sunt judecăți care nu le rostim, dar în mintea noastră oamenii sunt aspru, da, judecați de noi. Doar cu ochii, doar cu gândurile noastre. Da, avem vreau să adaug aici, avem o sumedenie de cazuri când sunt judecați oameni pe nedrept, sunt băgați la pușcărie pentru ca ulterior dosarul să fie rejudecat și să apară noi detalii, cum ai spus tu, și să, să se dovedească că de fapt crima sau infracțiunea a fost făcută de altcineva. Bine, judecata noastră nu că nu e sănătoasă, că Dumnezeu ne-a dat capacitatea de a cântări lucrurile, dar problema este că nu avem toate informațiile. Și un autor zice așa Noi nu putem citi inima Fiindcă noi înșine suntem plini de greșeli Și nu suntem în măsură să-i judecăm pe alții Pentru că aceleași probleme le avem noi uh -huh. Adică acum un om imoral Să-l judece pe alt om imoral Sau cum e un om uh, ciunt sau, da, handicapat, să-l judec pe alt om handicapat, nu-i corect, pentru că eu sunt în aceeași problemă ca și dânsul. Din contră, ar trebui să am empatie săracului și lui, e greu ca și... Eu îl înțeleg pe el. De ce? Pentru că și pe mine mă doare la fel ca, ca și pe el. Uh -huh. Suntem loviți de aceleași probleme, suntem loviți de aceleași griji sau de aceleași uh, lovituri ale vieții care ne dă da aspre și mie și ție. De ce este pe tine să te critic pentru că ai căzut? Uh, iar la un anumit segment al vieții tu ai prezentat o slăbiciune, dar eu un alt segment al vieții am prezentat slăbiciune. Și de ce să zic că eu sunt mai bun ca tine? Pentru că tu ai făcut accident la primul semafor, dar eu am făcut accident la al doilea <tune> semafor. Dar care e diferența dintre noi doi? Pentru că și unul și altul suntem vulnerabili. Uh, nu de mult am avut cu soția o discuție pentru că lovise mașina într-o parcare, vorbeam la telefon și dădeam înapoi. Asta e cea mai mare problemă. <tune> și apoi băiatul, și el a lovit mașina, dar așa, în semnificativi Și ea zice nu știu cum puteți voi așa să fiți ne neatenți și unde vă gândiți când conduceți. Și eu zic, nu zi lucrul acesta pentru că s-ar putea. Și a doua zi, special, parcă s-a întâmplat, știți, este o lege, nu știu cum să o numesc, că unii zis, tocmai ai vorbit într-un ceas rău. A doua zi ea dă înapoi și strică farul din spate. <ră> <ră> și zic, cum acum suntem toți în egalitate, deci nu, nu ne vei mai judeca atât de astfel. Uite, aici e problema, că atunci când tu judeci pe cineva, judecata se îndreaptă la tine și ți arată, tu tot ești ca toată lumea, nu ești mai bun decât <ră> alții. Mai ales atunci când vine vorba să judecăm copiii altora, că sunt neascultători, că sunt așa, sunt așa. Da. Stai puțin, că toi încă sunt mici, încă da. se joacă pe sub masă cu jucării mici. Dar stai un pic când și tăi vor avea 18 ani, când vine perioada adolescenței, atunci vei vedea, da, și nu ar trebui să te grăbești să judeci copiii altora, pentru că se va întoarce la tine cuvintele tale. Efectul da, bumerangului. Așa este. Chiar recent, într-o dimineață. Când mergeam, duceam fiul la școală, căutam unde să parchez mașina și văzusem de departe un loc frumos de parcare și imediat m-a depășit unul cu o mașină și s-a pus în locul acela. Dar acolo erau două locuri liberi de parcare. De la pus așa mașina încât a ocupat ambele locuri de parcare. Dar s-a oprit doar temporar ca să coboare copilul, tot ducea la școală copilul, ca doar să coboare copilul de mașină și să plece. Dar a durat vreo două minute până a ieșit copilul, până i-a pus ghiozdanul, până... eu stăteam și l-așteptam să iasă din parcare. Și stând la volan, zic, măi, păcătosule, n-ai putut să-ți iei un, un singur loc de parcare, te-ai oprit pe ambele locuri. Dar se grebea băiatul și, și la care fiul spune, tată, dar de ce îl numești păcătos? Și atunci chiar m-am gândit, băi, stai puțin, că și eu sunt păcătoasă ca și el. Stai? Avem aceeași stare, de fapt, suntem toți răi și păcătoși. Și poate el uh, a ocupat aici două locuri de parcare, același lucru pot să-l fac și eu, într-un alt context și într-o altă ocazie bun, la vreau să încheiem iată acest pasaj aici după judecată. te-ai citit textul paiului și să da. un pic să explicăm da, ce înseamnă rog. pai și ce înseamnă uh, bârnă. Uh -huh. Toată lumea știe că paiul este ceva nesemnificativ, mai ales în perioada secerișului, dar în urma combinii este un fel de praf așa de de câmp. Pleava sau? Da, uh, pleava este atât de mică încât nu în ochi fără ca tu să, să observi, să simți. Și apoi după aceea începe să te ustră ochiul și uite, în vechime oamenii se ocupau să scoată paile din ochi, dar în timpul când vânturau sau când se cerau și... Uh, unii, așa, le era dat la îndemână profesia aceasta pentru că ei erau foarte speciali să scoată paile din ochi. Dar, în moment ce îi scoteau paile din ochi, ei erau în aceeași nevoie pentru că ei, da, da. toți erau expuși da, problemei pailor sau avântului din, din timpurile respective. Și Isus zice așa, cum poți tu să zici, lasă-mă eu să-ți rezolv problemele tale, să, să te ajut eu aici că eu sunt specialist doar în timp. În timp ce tu ai o problemă destul de serioasă, că uh -huh. în ochiul tău nu este pai, ci este o bârnă. Sigur că Isus folosește aici o formă exagerată a realității, pentru că nimeni nu poate să umle cu un copac în ochi, da? sau cu o jumătate de, de copac bârnă. în ochi. Dar zice, asta este realitatea spirituală: în timp ce critici pe alții, în timp ce judeci pe alții, tu te concentrat la niște chestiuni minuscule, dar tu le înghiți, cămila o înghiți și strădurți în țariu pentru alții. Deci cam asta este societatea în care a trăit Isus atunci și acum la fel. Noi ne concentrăm la păcatele și greșelile minuscule ale altora, iar noi le facem mai mari. Și îi criticăm pe oameni că și-au schimbat religia, că se poartă într-un fel, că nu țin o sărbătoare, că nu țin alta, că trebuie așa să facă sau altfel. Deci, în domeniul de religie. Uh -huh. În același timp, noi suntem departe de însăși Duhul Religiei. Aici e problema. Pe de altă parte există și altceva. De multe ori exagerăm și vedem păcatele altora mai mari decât ale noastre. Că altora sunt mai grave decât ale noastre. Alții sunt mai păcătoși decât noi. Dar în realitate nu este așa și toți suntem egali în ochii lui Dumnezeu. Ilie, vreau să încheiem și cu textul 6. Să nu dați câinilor lucrurile sfinte și să nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare și să se întoarcă să vă rupă. Ce legătură are afirmația aceasta cu problema asta judecății? De, de, are un pic legătură, dar s-ar lega cu altă stare a al lucrurilor. Și anume sunt unii oameni care sunt atât de inteligenți, atât de înțelepți, atât de fini, încât ei pot să dea societății mărgăritare. Adică pot să dea lucruri de valoare, lucruri frumoase, dar societatea nu-i apreciază pe dânsii. Mm. Uh, sau uh, în timpul clasicilor, da, când anumite proverbe, parabole uh, transmiteau oamenii acestea, și astăzi sunt de o profunzime atât de mare pildele lor sau proverbele lor pe care le spuneau, dar în momentul acela oamenii au râs de ei și i-au bat jocoreci. Au zis că Ai, ba, ce mai spunea acolo cu musca la rat, cu două poloboace sau cu... Îți prostii, dar tocmai este sunt esențiale de viață. Și textul acesta zice n-ar trebui să-ți irosești puterile cu nebunii, pentru că tu niciodată nu-l vei convinge ca el să gândească la un nivel mai înalt. Dacă dai mărgăritare la porci, ce, ce preț vor avea ele în ochii? Voi curca în picioare și nu vor costa doi bani. Ei caută râmii în pământ, da? Asta are nevoie. Deci, Isus vrea să spună că lucrurile care sunt de etichetă foarte înaltă, lucruri de valoare, trebuie să selectezi cui să spui anumite vorbe. Deseori, noi vrem să îi îndreptăm pe oameni și nu au săracii capacitatea să poarte anumite informații. Și noi le vrem bine și, uite, de, de, azi înainte devenim vrăjmași pentru că am făcut o observație. Sau, uite, am zis, păi, construi gardul acesta, dar uite, fă așa sau trebuie așa. Bă, s-a supărat, gata, nu mai vorbește cu mine și mă socoate de un dușman. Deci noi am aruncat un mărgăritar. Pentru că, în mod normal, cine face o construcție se sfătuie cu, băi, vecine, văd că tu ai cumpărat așa material, cum e bun, sau văd că ai cumpărat așa mașină. Ce zici? Se merită, nu se merită? Spune-mi experiența ta, să învăț de la tine. Dar dacă tu ai o experiență negativă și zic, băi, Sergiu, te rog să nu mai cumperi stilul acesta de mașini pentru că am avut destul de probleme. Și dintr-o dată zici, hai, lasă-mă în pace, tu vrei numai tu să fii, să te dai mare. Și n-ai primit mărgăritarul de la mine, înseamnă că îl calci în picioare. Și aici, când dai un sfat, nu-l arunca, pur și simplu. Ce caută cui să transmiți mesajul acesta pentru ca să fii înțeles. Vrei să faci un ajutor și apoi ajutorul tău este înțeles greșit? A, au venit să mă cumpere ăștia cu macaroane, cu cartofi. El moare de foame, nu are ce să dea copiilor, se milă de copii, te duci și aduci un sac de cartofi și zice, A, au vrut să mă bage în sectă la ei, dar nici prin cap nu mi-a trecut, nu mă interesează. Oamenii de al de tine în secta noastră nu-i primim, pentru că ei sunt numai dăunători, da? sunt molii care absorb energia celorlalți. Nu avem nevoie de tine așa am putea spune sau gândi dar totuși omul zice a, nu îmi trebuie, lasă, mai bine mor de foame nu a apreciat darul pe care tu ai vrut să-l faci tu ai vrut, i-ai dat un mărgăritar dar porcul cu margaritare nu se, nu se satură sau nu se simte împlinit. De deci, ea și nici câinilor lucrurile sfinte. Mi se pare aici o înțelepciune profundă ceea ce spune Isus Hristos. Sunt lucruri pe care oamenii nu pot să le poarte și din cauza aceasta, poate nu este timpul, va ajunge să cunoască, mm -hmm. să se dezvolte și apoi să-i descopere anumite, nu știu cum să le numesc, finețe, da, anumite lucruri de o înaltă finețe pe care doar cei sensibili pot ca să înțeleagă. Chiar mă uitam, profesorii la școală, dar spun anumite lucruri și nu se prind toți, ci se prind numai unii. În cazul acesta, ei au procedat ca și Isus. Isus vorbea în pilde și alții pe urechile între și alții Erau categoria câinilor și a porcilor, care nu, nu, le păsa de margaritare. Iar alții puneau la suflet. Păi, auzi ce a zis învățătorul acesta? Tu ai auzit ce lucruri importante. Și astăzi, declarații de presă, declarații ale politicienilor, unele au foarte greutate foarte mare, alții își bat joc și fac parodii da, pe TikTok de declarațiile lor. Dar tocmai aici se ascunde, un în, nu în sâmburi, aș zice, o... un adevăr foarte profund, doar să stai și să te gândești. Să analizezi informația pe care a dat-o. E ușor să faci parodie din discursul cuiva. fă tu discursul și spune tu lucruri și apoi dovedește ne că ceea ce există este adevărat, prin implementarea acestor proiecte sau planuri pe care le ai, să văd că lucrurile se schimbă și atunci eu îmi voi schimba părerea. Ilii, îți mulțumesc pentru acest dialog, Cu mare drag. Și pentru aceste comori care le-am le săpat și le-am descoperit astăzi împreună din Evanghelia după Matei. Într-adevăr, este ușor să judeci, să critici și este mult mai greu să. Empatizezi, să te pui în locul cuiva sau să faci tot așa cum a făcut El. De aceea Iisus ne-a îndemnat să nu judecăm, să nu ne îngrijorăm, stimați prieteni, și toate aceste mărgăritare care le-a descoperit El și pe care le-am comentat astăzi împreună cu pastorul Ilie, vă îndemnăm și ne îndemnăm să nu le călcăm în picioare, ci să le prețuim și să le acceptăm în viața noastră și să vedem cum să le trăim pentru ca să fim fericiți noi și cei din jurul nostru, dar și cei care vin după noi. Vă îndemnăm să trăim împreună împărăția lui Dumnezeu de aici, de pe pământ, să trăim aceste principii enunțate de Mântuitorul Lumii, ca să, să gustăm cât de bun este Dumnezeu și cât de bune sunt reperele vieții pe care El ni le-a dăruit. Împreună cu noi a fost pastorul Ilie Vâlcu, eu sunt Sergiu Miron și vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră. Rămâneți alături de noi ca să descoperiți viața și frumusețea ei. Pe curând, toate bune!